Liceul teoretic Ștefan cel Mare din Râmnicu-Sărat și-a deschis astăzi porțile pentru elevii de gimnaziu care au vrut să descopere cum se învață în această unitate. Absolvenții claselor a 8 au vizitat sălile de clasă și chiar au participat la orele de curs. Profesorii liceului au desfășurat ore cu teme interesante, astfel încât să capteze interesul oaspeților. Și elevii liceului au încercat să-i convingă pe colegii lor mai mici că această unitate de învățământ este una potrivită pentru toți cei care își doresc să aibă parte de o pregătire aleasă. O sesiune de comunicări și referate științifice în care arătăm că elevii, în afară de studiul efectiv al orelor și a materiei de fizică, sunt învățați să cerceteze singuri, să studieze, ceea ce duce la formarea unei personalități, că ăsta este scopul școlii. Elevii de clasa a 8-a au fost plăcut impresionați de activitățile la care au participat, iar pentru mulți dintre ei, liceul teoretic Ștefan cel Mare este unitatea aleasă pentru a-și continua studiile. În primul rând, este un liceu cu o gamă foarte diversificată din punct de vedere al profilelor. Am înțeles că anul acesta se bagă și un profil sportiv. Din punctul ăsta de vedere, ne putem gândi că atât au pe parte teoretică, cum ar fi propriile de real și uman, cât și pe parte practică, cum ar fi sportivul. Că mie personal mi se pare un liceu foarte bun, am studiat aici 4 ani, ne oferă multe beneficii. Liceul este un liceu foarte bun. Este dotat, are clase nu bune, ci foarte bune. O impresie foarte bună, având în vedere că am zis că aleg acest liceu încă de prin clasa 6-a. Nu știu, liceul e frumos aranjat, am înțeles că s-a renovat și, nu știu, o impresie bună. Ce așteptări ai de la profesorii de aici? Nu știu, sper să fie bine mai departe. Evenimentele programate cu ocazia Zilei Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din Râmnicu-Sărat vor continua și mâine, când foști elevi ai unității Oameni cu Prestigiu se vor reîntoarce pentru o zi pe băncile liceului. Întâlnirea generațiilor intitulată Arc peste timp se anunță emoționantă, cu multe momente de neuitat.